Salutare lume și bine v-am găsit la un nou episod, oameni buni. Astăzi am revenit după, cred că mult timp, cred că o lună de când n-am mai postat un episod sau un vlog pe acest canal. Din păcate au intervenit mici probleme, am avut câteva probleme personale, aș putea spune, și pe care nu o să le spun aici pe YouTube. Acum că totul s-a rezolvat, am revenit din nou la programul de postat, care este un clip marțea și sâmbătă, adică două clipuri pe săptămână. De asemenea, vreau să vă spun să apăsați și voi pe butonul ăla de like ca să văd susținerea voastră și să văd că vă place ceea ce fac și vreau să văd aprecierea voastră, pentru că dacă nu, o să mai fac. Astăzi vreau să vorbim puțin despre motivul pentru care nu au mai apărut tractor vloguri, unde e UTB-ul, ce s-a întâmplat cu UTB-ul, am văzut UTB-ul, nu l-am vândut, este încă acasă, este la hibernare, stă, așteaptă începerea sezonului de frezat în grădini și da, din păcate am mici probleme la el. O să pun acum niște cadre cu el pe ecran, după cum puteți vedea și în aceste cadre am mici pierderi de mici. Sunt destul de mari pierderile de motorină, pe la pompa de motorină. Va trebui să le rezolv cât mai curând posibil. De aceea ai pusă și acea protecție, în ghilimele protecție pe electromotor, ca să nu se scurgă toată motorina pe electromotor și să facă scurs sau ceva, să se întâmple ceva nasol. De asemenea, vreau să vă anunț faptul că pe canal o să apară o serie de vloguri cu bicicleta, cu noua mea bicicletă cu care nu prea am apucat să filmez prea multe vloguri. Am filmat câteva episoade mai scurte, niște bike vloguri și cam atât, însă vreau să fac o serie în care să fac mici tutoriale de mecanică și de întreținere a unei biciclete de la zero, presupunând faptul că tu îți iei pentru prima oară o bicicletă și vrei să o ții mai mult timp și vrei să ai grijă de ea și n-ai de unde să știi lucrurile astea, pentru că nici nu am știut chestiile astea la început și am experimentat în timp ca să le învăț și ca să știu de fapt ceea ce trebuie să fac și cu timpul am învățat și acum le știu să le fac aproape perfect, aș putea spune, nu chiar perfect, dar aproape perfect. Tot pe acest canal o să apară din când în când câte un clip de gaming, pentru că din când în când mă mai joc și pe calculator, că na, momentan încă sunt un copil. Copil ești toată viața până când ai cât timp ai părinți în viață, dar mă consider încă un copil, nu pot să mă consider un om în toată firea, dar na, suntem oameni și suntem supuși greșelilor și până la urmă cam asta se întâmplă în viața unui om. Se întâmplă anumite schimbări care te fac să stai pe gânduri, să te gândești dacă să mai fac chestia asta, să nu mai fac, să mai încerc, să nu mai încerc. De asemenea, vreau să vă anunț și faptul că o să avem pe canal câteva dual vloguri și o să vreau să filmez cât mai curând posibil încă un episod cu Dacia, dar ca să filmez acel episod cu Dacia, știu, am zis că la 100 de like-uri o să mai filmez încă un episod cu Dacia, mi se duce vocea, însă vreau să-l filmez, o să-l editez, îl montăm frumos și o să-l postez în momentul în care acest clip o să strângă 20 de like-uri. De asemenea, vreau să vă anunț faptul că am reușit să mă eliberez foarte mult spațiu de stocare și numai acum am 1,53 de terabytes liberi, spațiu în care o să filmez foarte, foarte multe vloguri noi, cu bicicleta, cu tractorul și, de ce nu, și cu Dacia, dacă vă susținerea voastră. Eu am fost Emi, eu vă doresc toate cele bune și să ne auzim cu bine data viitoare. Pa, pa!